Distrugătorul USS McCain a ieșit pe mare pentru prima dată de la coliziunea din vara lui 2017. După mai multe teste complexe, luna viitoare, marinarii americani se vor întoarce cu nava în portul japonez din care operează în mod normal. Over the last, you know, almost year, over a year and a half now, we've been putting the ship back together, putting the crew back together, training up, and making sure that we're ready to take the ship back to sea. Marina a profitat de timpul petrecut de distrugător în șantier și a mai modernizat o parte din sisteme. Au fost făcute îmbunătățiri la rețeaua de computere, la antene, radar, dar și la sistemul de armament. În vara lui 2017, în apropiere de Singapore, distrugătorul american a lovit nava comercială Alin KMC. Ancheta ulterioară a scos la iveală că echipajul era supra-solicitat și nu tocmai bine antrenat, iar unele proceduri erau neclare. Anul 2017 a fost un an negru pentru flota a 7-a americană. Distrugătorul USS Fitzgerald a lovit și el un port container și a înregistrat 7 morți.